Când eram copii și ne întâlneam cu diferite persoane care ne apăreau în cale, una din întrebările lor era: ce vrei să te faci când o să fii mare? Câți dintre voi răspundeați că vreți să fiți doctori, pompieri, avocați, ingineri? Și oare de ce aveam acele răspunsuri? Poate pentru că mama sau tata aveau acea profesie? Sau poate că așa am văzut la cei din jur? Câți dintre voi, de fapt, profesați în ceea ce gândeați cu mintea unui copil? Chiar faceți ceea ce vă place, ce vă fascinează și vă oferă acea stabilitate psihică? Sau este doar despre bani? Dar dacă v-aș spune că 38% din oamenii de pe întreaga planetă aleg să fie antreprenori, chiar dacă la bază poate au alte profesii, fie că sunt doctori, avocați, pompieri, ingineri, a fi antreprenor îți oferă flexibilitate, profit suplimentar, timp liber cu familia și satisfacție. Cum să obții ceea ce vrei în viață? Decide ce-ți dorești, scrie-l pe hârtie, pune-ți un termen limită, fă o listă cu obstacole, fă o listă cu abilitățile necesare, fă-ți un plan și acționează. Nu uita că fiecare plantă are propriile necesități pentru a crește mare și frumoasă. Nu merge pe premiza: cea mai mare închisoare în care trăiesc oamenii este frica de ceea ce cred alții. Așa cum mulți dintre noi deja știm, muncim la joburi pe care le avem din obligație sau necesitate pentru a cumpăra lucruri de care nu avem nevoie, ca să impresionăm oameni pe care poate nu-i placem. Niciodată nu trebuie să ne temem să încercăm lucruri noi. Viața devine plictisitoare dacă rămânem blocați în zona de confort. O gândire pozitivă și decizii înțelepte te vor conduce spre miracole. Vrei un venit suplimentar în prag de recesiune, inflație și necesitate de mai mulți bani? Vrei să poți face ceva din confortul propriei locuințe, când vrei tu, cum vrei tu, și să ai parte de timp prețios alături de copilașii tăi? Spune-mi dacă te interesează și o să te ajut și pe tine. Îți mulțumesc că m-ai ascultat și o zi frumoasă în continuare!